Hai să mergem cu un portofoliu. Deci dacă de patru segmente, da? Da. Jumătate, A, B și A jumătate. Am înțeles, se fac patru unități. Și iemul unde să-l pun? Iemul după... în partea asta sau în partea asta? Da, eu am pus invers, nu mai puteam să... În partea de după A. În stânga aici, da? Da. Aici se pun pe trei. Deci aici undeva iem. Câte secrete trei. Este? Trei spui. Deci 1, 2, 3. Aici este iem. Și acum, iem B, face de două ori iem A, adică o dată și încă o dată, și pus o treime din iem B. Iem A, domn profesor. Deci, iem A e de două ori iem B. Nu, noi nu avem așa, iem B, uite. Nu, aici. Nu e ăla. Nu e asta? Ia uite așa, iem A egal cu... Așa, iem A, corect. Asta e greșit acum. Iem A. Iem A. Așa a plecat cu calculul. Da, iem A egal cu 7 pe 3, iem B. De două ori iem B, plus o treime din iem B. Nu-i corect. Iem A, dacă să... Cu B. Să luăm A cu B? Da, să schimbăm A cu B. Hai. B, și aici A. Și iem A face de două ori iem B. Iem B la toată 3 și cu 3 6. Da. Și plus o treime din iem B. Din iem B o treime. Da, dar luați-l... E... e bine? Ia să vă vedem. Deci iem A totul. Da, așa ce asenții bine. A este de două ori iem B. Adică și una și încă o dată. Plus o treime, corect. Da. De pe acum e corect. Da. Și cu o treime din iem B. Asta aici. Nu te încurci niciodată dacă faci cum o zice, domn profesor. Nu te-a venit de capul meu. Da? Cred. Și fâ mai aveți și da. Așa. Faci sus acolo, domn profesor, uitați. Aici, da. Și pentru iem. Iem A, egal de trei ori apoi. Iem A, face de trei ori, iem... AB, AB. AB. A, B. Împărțim pe AB în patru. Deci A, B. Păi în patru. Așa fai. În patru. Și pe M, unde să-l pun? Eu zice că M, A, cu A, B. Și sunt de același sens. Împărțim pe A, B în 3 și pe M îl ducem în, în stânga. Deci în 3 era mai bine, da? Da. Așa. Și acum avem că M, A. M, A, M, A aici, da? Eu trebuie să fie de trei ori. Și să schimb pe A cu B. Schimbăm pe M cu B. Cu pe A cu B. M, pe A cu B. A, da, pe A cu B. Așa. Deci aici să fie B. B și aici să fie A. Cu alte cuvinte, dacă păstrăm scrierea corectă, A, B, ca din stânga despre dreapta, e mă trebuie să partea cea. Deci asta. M, A. Egal de 3 ori. M, A, face de 3 ori AB. De 3 ori. AB, nu. AB nu-i corect, mama. M, A, uite, nu-i bine. Tot ăsta e M, A. Păi atunci trebuia să schimbăm cum, cum aveam eu, cum am zis, M cu B. Lăsăm din nou AB, așa, cum am prezentat. Așa. Și acum apiem să punem în dreapta, nu? Ia să vedem. M, A. M, A. Egal cu 3 M, B. Acum, da. Dar nu e M, B. 3 A, B. 3 M, A egal cu 3 ori A, B. A, B lasă două segmente atunci. M, A luăm de 3 și A, B luăm de 1. Așa. Deci, M, A. M-ul dacă este aici. M, A. Să fie de 3 ori cât AB. Adică, adică AB... Adică împărțim pe 3. Pe EMA împărțim în 3. În 3, corect. EMA împărțim în 3. Ședeți tot, domn profesor, faceți una ca una. Așa. Deci, acolo. De ce? Așa. Ăsta a fost AB. Da? Să luăm așa AB. Și EMA, pe aici undeva, trebuie să fie dublu, nu? EMA este de 3 ori
A, B. De priori am. Și este ce? Cu A, B, da, acum e sens opus. M, A. Cu A, B e sens opus. A, B, cu minus. M, A. Îl ducem pe M, îl ducem pe M. În partea cealaltă, ca să fie minus cu minus, partea plus. M, A. Deci mai ducem încă două de M, A, în partea cealaltă. Încă două segmente. Exact cum a fost acolo, dar îl ducem aici două, da? Partea asta. Deci corect că este aici, M. Și știi aici, am ia să vedem dacă e corect în sensul. Acum sigur corect. M, A, de două ori AB. Să fie de trei ori AB. M, A, de trei ori AB. Deci mai încoace. Vezi? M, A, da. Deci e mi 3 și e mai 3 și AB e 1. Așa, așa, așa. Bun. Deci asta era punctul E. Al ultimul punct. Ultimul punct, da. Mai avem o problemă? Nu. Nu mai avem niciuna? Nu. Și chiar eu ne oprim? Chiar suntem bucuroși. Am înțeles dacă tot așa propui. Ne oprim. Ce să răspundem? Ce am înțeles aici, ca să... Înmulțirea cu un scalar. Așa, înmulțirea cu un scalar la unui vector. Ce găsiți cu înmulțirea cu un scalar? Înmulțirea cu unui vector cu un scalar. Asta a fost, practic, lecția și aplicații pe baza asta. Tot a fost legătură cu așa ceva. Să le spunem prietenii noștri că ne pot urmări nu numai cei din colegi din clasa ta, ci și cei de-a noua, toți, începem cu 71 sfert de televiziunea online. Profon 9 TV. Și după aceea, de mâine, pe lecții chiar. Tocmai. YouTube, tot. Pot urmări lecțiile direct, odată cu noi. Da, sau de-a doua zi... De-a doua zi pe YouTube. Pe YouTube, spus. Sunt ușor digerate, clase ascundu-se, clasa nouă deoparte, clasa... Așa, de la clasa de la clasa zero ale lecții. Corect. Acolo. Și ei pot vedea lecții, dar când ne gândim, clasa... 5-8 i-a acoperit tot. 5-8 i-a acoperit 4. Și clasa a 4 ai făcut. Tot. Te-ți 4-8. Da. Deci, e acoperitor. 4-8 e acoperitor, lecții de lecții. Acum, da. Până la clasa, și a doua făcută. Aveți. Și a doua acum lucrăm, da. Facem. Avem și la a treia făcute câteva lecții, vreo 20 de lecții, 30. Și ei pot găsi acolo suficiente informații. Exact. Așa, dragilor, like, share, sprijiniți-vă, ajutați pe toți cei care sunteți prieteni. Și numai prieteni, cum spunea ea. Și dușmani, ca să înțeleagă matematica. Numai așa vă învățăm. De plăcere. La revedere! La revedere!